Bună ziua, stimați telespectatori, Hristos a înviat, iată-ne din nou la Viață în Armonie și, așa cum v-am obișnuit, aducem și noutăți, pentru că l-am mai avut odată în emisiune pe domnul Cristian Sfermaș de la AVPS Bradul. Astăzi am revenit cu dânsul în studio pentru că vrem să lămurim niște lucruri. Niște lucruri pe care într-o anume publicație, nu vom da numele pentru că nu vrem să facem publicitate mascată niciunui produs media. În această publicație, domnul Sfermaș a văzut ceva ce nu este conform cu realitatea. Și pentru că noi l-am avut în emisiune acum aproximativ o lună, a considerat de cuvință să vină din nou în emisiunea noastră și să lămurim aceste probleme. Practic, să lămurim pe toată lumea. Bine ați venit, domnul Cristi. Bună ziua, bine v-am găsit și Hristos a înviat. Cum bine spuneați, este vorba de acea publicație prin care se spune că asociația noastră nu ar recunoaște ca zonă de munte lacul Bicasc, practic de aici a început toată această tevatură, să-i spunem. Haideți să vedem puțin cui aparține această zonă și care este, să lămurim și telespectatorii, poate sunt unii care nu au văzut emisiunea trecută și atunci nu știu despre ce este vorba. Da, să o luăm cu începutul. După apariția hotărârii de guvern 23, apariția legii 317 și mai nou în 2011, în februarie, au fost administrate, date spre administrare de către Agenția Națională de Pescuit și Acvacultură, anumite suprafețe, habitate piscicole naturale, spre administrare unor asociații de pescari. După, să spunem, această licitație, spuneam și în emisiunea trecută, au fost repartizate în județul Neamț AJVPS Piatra Neamț, AVPS Bradul, zona Moldova, spuneam, și AVPS Roman, zona Siret și o parte din zona Moldova. Rămânând ca unele habitate piscicole să nu fie emis autorizații pe ele, fiind, practic, zone neautorizate. De aici a existat puțină confuzie. Tot în 2010 se încheie un protocol între Agenția Națională de Pescuit și Acvacultură și Direcția Silvică, nu practic Direcția, Regia Națională a Pădurilor Rom-Silva. Un protocol de delegare a administrării. Protocolul, nu mai știu numărul exact, prin care delegă spre administrare direcțiilor silvice zonele în care s-au făcut amenajări. Aici s-a înțeles un pic greșit, zic eu. S-au luat în calcul mai multe zone, pentru care, într-adevăr, direcțiile silvice, pentru unele zone, au făcut aceste amenajări conform protocolului, altele mai puțin. În ce constau aceste amenajări și unde se pot face, practic, aceste amenajări? Pentru că există și aici un stipulat. Ce deci, fel de amenajare și locul unde a fost amenajat? Deci, conform punctului 3.3 din protocolul respectiv, la punctul 3.1.3.2 definește noțiunea de habitat și apă curgătoare, iar la punctul 3.3 protocolul spune că apele curgătoare și stătătoare de munte, parte integrantă a habitatului piscicol natural, sunt constituite din zone de pescuit amenajate de către Regia Națională a Pădurilor Rom-Silva. Deci, practic, fac parte din protocolul respectiv doar zonele amenajate. Ce înseamnă asta concret? Zonele amenajate pot fi, în primul rând, populări anuale cu puie de păstră, în scopul conservării și exploatării durabile a resursei salmonicule. Amenajări cu toplițe, cascade podite, pinteni, praguri, plantări de arbori în zonele respective. Tot aici, la punctul 3.2, definește și temele făcute, studiile făcute de
Institutul ICAS, de amenajări silice, respectiv apele de munte. Și aici un pic aceste studii sunt puțin controversate. Dacă studiez într-unul o ia după o altitudine, în celălalt după o anumită zonă geografică. Deci nu sunt delimitate clar. Să vorbim concret, concret la cazul pe care dumneavoastră l-aveți. Concret este, în primul rând, lacul Bicaz. Așa. În acea, mă repet de nou, trecem înapoi la anul 2011, în luna februarie, când a fost acea licitație organizată de Agenția Națională de Pescuit și Acvacultură. Licitație care s-a ținut la Galați, conform Ordinului 15, a fost publicată o listă anexă cu ordin de ministru a suprafețelor, a habitatelor piscicole pe fiecare zonă. S-a luat pe zone, zona Moldova, la ce facem noi referire, în care a fost publicată. Inclusiv, la început, a fost publicată și lacul Bicaz și celelalte lacuri din aval. Ce înseamnă lacul Bicaz? De unde până unde? Lacul Bicaz, tot lacul... De la baraj? De la baraj. Până în Amonte, până unde? Toată suprafața lacului Bicaz. Lacul Izvorul Muntelor. Bun. Deci toată suprafața. În momentul apropierii licitației, agenția, nu știu din ce motive, a înroșit, practic pe site-ul ANPA, a înroșit lacul Bicaz. Nu spunea nici că este retras, nici că nu se mai ține licitație, nu se spunea absolut nimic. S-a doar a înroșit. Asociația noastră a depus cerere pentru asta este acțiunea în instanță de care se pomenește în publicația respectivă, a depus cerere pentru autorizare a lacului Bicaz. Bineînțeles, nu a fost, ei au considerat că de fapt a fost retras, dar fără ordin al ministrului. Deci pur și simplu a fost înroșit, nu spunea nimic, că e retras, că nu e retras, că nu e. Bine, nu intrăm în acest subiect, există, v-am spus, există o acțiune pe rol la Curtea de Apel București pe această temă. Ce vreau să precizez, că acțiunea care există e doar pentru faptul că acel lac a fost scos la momentul respectiv prin ordin al ministrului și retras fără ordin al ministrului. Nici de cum spune în publicație, că noi nu recunoaștem că zona este apă de munte. Ba din potrivă, este normal, este apă de munte. Bistrița, se știe foarte bine că este, fiind pe cursul Bistriței, este o apă de munte. Tot în atunci au fost și acele zone în aval, lacurile din aval. Lacuri care nu am depus la momentul respectiv cerere pentru ele, rămânând doar lacul Bicaz, fiind deci acțiunea... Deci nu v-au interesat lacurile din aval, ci doar lacul Bicaz. Nu ne-au interesat. Atât. Nu că nu ne-au interesat. Știam de la momentul respectiv că acele zone nu fac parte din... rămânând, ca și alte, multe alte zone din țară, zone libere. Așa. Deci după legislația din momentul respectiv, acele erau zone libere, neautorizate. Deci pescari pot fi pescari, nu neapărat să fii membru al unei asociații. Și atunci poți merge, nu poți să-l oprești pe cineva de la pescuit decât să-l îndrumi spre o anumită zonă. Deci erau celelalte zone. O zonă liberă, fiind o zonă liberă pentru orice pescar. Mai da? Sunt multe zone libere, chiar în județul Lem. Vorbim strict acum despre aceste lacuri. Sunt în aval de lacul Bicaz. De lacul Bicaz. V-am explicat, nu am licitat atunci aceste zone. În schimb, a apărut acum pe 20, nu știu cât, nu mai țin minte, această licitație la Direcția Silvică. Am atenționat din timp Direcția Silvică că există un proces pe rol la Curtea de Apel. Le-am înaintat și acțiunea spre studiere. Motivul prin care contestăm acest lac, și v-am explicat, unul din motive era că acest lac a fost scos prin ordin și retras fără ordin al ministrului, iar a doilea motiv,
faptul că nu face parte din protocolul încheiat între Direcția Silvic, între Regia Națională și Agenția de Pescuit. Direcția Silvică ne-a trimis exact în ziua licitației o adresă prin care ne anunță că au fost retrase de la licitația acele zone până la soluționarea cauzei pe rol la Curtea de Apel București. Ce ar trebui de știut? Aceste zone, atât timp cât au fost scoase la licitație, pentru ce ne-am luptat, de fapt, pentru aceste zone? Aceste zone, în momentul când sunt scoase la licitație, obligatoriu, Direcția Silvică va percepe o taxă pentru ele. Normal. Taxă ce se va reflecta tot asupra buzunarului pescarului. Așa. Noi asta am încercat, de fapt, să nu mai fie aceste taxe. De asta am contestat, pentru că aceste lacuri, direcțiile silvice, deci nu negăm, au făcut foarte multe investiții pe râurile de munte, dar nu pe aceste lacuri. De ce? Vreau să-mi spuneți concret. Efectiv, nu se pot face, deci practic când puteți face cascade pe lacul Bicaz. Nu, haideți să le punctăm, corect, da. Dar spuneți punctațiile exact ce... Da, singura ce s-ar fi putut face ar fi fost populările, da. Dar probabil nu s-au făcut sau... Nu avem de unde știi, dar ce se poate face și ce nu se poate face pe lacul Bicaz conform protocolului pe care dumneavoastră l-ați semnat? Conform protocolului singur, nu noi l-am semnat, protocolul a fost semnat între regie și agenția de pescuit. Singurul lucru care s-ar putea face ar fi populările. Celelalte cascade, toplițe, acestea nu se pot face decât pe râuri. Într-adevăr, direcțiile silvice le-au făcut și ar fi păcat ca să fie distruse o muncă a cuiva prin pescuitul haotic nereglementat de nimeni. Regia are și un anumit anumite instrucțiuni de practicare a pescuitului în zonele respective. Sunt anumite perioade de pescuit, nu poți face chiar investițiile respective nu se pot face în orice fel de perioadă de timp, nu? Nu, nu e vorba, doar de, nu e vorba de perioadă de timp, e vorba de pescare, nu pot chiar fiecare, haide să mergem la pescuit în zona respectivă, există unde au făcut ei populări și ar fi păcat. Să înțeleg că este perioada de prohibiție, este perioada în care ai există voie să da, mergi sunt să perioade, la pescuit sau nu. Corect, așa este. Așa, da, și nici în zona în care nu este, mi-a explicat în emisiunea trecută că dacă eu sunt pescar și nu prea știu unde să mă duc, am voie doar în anumite locuri, da? Acolo unde plătesc taxa respectivă. Ori dumneavoastră spuneți acum că aceste taxe pot fi plătite prin Direcția Silvică, dumneavoastră spuneți că ați vrea ca prin ceea ce ați, prin demersul pe care l-ați făcut, aceste taxe să nu mai fie, și vă rog să-mi explicați acum de ce și cum, în mod legal, pentru că nu vrem să dăm măgăreața în curtea nimănui. Da, așa este. Chiar prin un comunicat al regiei, ei spun că banii colectați prin aceste concesiuni vor fi folosiți spre amenajarea habitatelor respective. Ce vă spuneam, pe lacuri, practic nu se pot face aceste amenajări. Deci nu pot fi nu pot face parte din acel protocol. Dacă aceste lacuri ar fi scoase la licitație de Direcția Silvică, asta vreau să punctez, pentru plata unor sume de bani, aceste sume se vor restrânge în cotizații sau în taxe, mai ales în taxe suplimentare, ajungând, nu știu, poate chiar la valori foarte mari. Aproximativ valoarea totală a suprafețelor scoase la licitație e de 800 de milioane. Lei vechi vin, cât vin, 80 de mii. Eu v-aș întreba un lucru. În primul rând v-aș întreba, ați spus că se ridică prețurile acestea, taxe se ridică foarte mult și se văd în buzunarele oamenilor. În ce mod, să-mi spuneți, asta este prima întrebare, în ce mod se reflectă în buzunarul omului? Printr-o taxă suplimentară.
Deci, pescarul achită deja o taxă pentru permisul de pescuit. Așa. Conform legii, chiar și pe acel permis scrie că este valabil în toate habitatele piscicole naturale din țară. Da. Deci deja este o taxă. Așa. Mai există o taxă, o cotizație la asociația respectivă. O cotizație, zic eu, modică, nu știu dacă am voie să spun suma, la asociația... Nu, nicio problemă, spune. Da, este de 60 de lei pentru nepensionar și 30 de lei pentru pensionar. Așa. Deci sunt modice, acoperă da. Doar cheltuielile pentru pază și celelalte. Și cu ce ar veni în plus taxele acestea pe care le spuneți dumneavoastră? Ar veni o altă taxă în plus, împărțind toată suma respectivă la numărul de pescari din Piatra Neamț, gândiți-vă că ar fi o taxă, nu știu, cred că încă vreo 400-500 de lei de persoană. În plus. Da. Eu v-aș deci întreb... noi asta am încercat să nu mai, ca pescare, să nu mai plătească aceste taxe. Pentru că conform legii, conform ordinului, lacurile respective, care sunt principalele zone de pescuit din județul Neamț, să nu mai fie percepute taxe pentru ele. Am înțeles. Eu aș vrea să vă întreb un alt lucru, pentru că a venit vorba de investiție și pentru că ați spus că lacul Bicaz nu poate fi, nu, acolo nu pot fi făcute anumite investiții, dar vreau să vă întreb și altceva. Dacă aceste investiții ar fi, aceste taxe, ar fi folosite pentru curățarea lacului, pentru amenajarea, știu, a unor puncte de colectare a peturilor, de exemplu. Dumneavoastră credeți că n-ar fi benefice aceste puncte de... aceste investiții ca să fie canalizate către asta? Deci da, asta nu poate fi numită investiție, la asta mă refer. Aveți dreptate, dar gândiți-vă că acești pescari care ar suporta această investiție, practic nu sunt ei vinovați pentru această mizerie care este pe lac. Această mizerie vine din celelalte județe. Vă dați seama că toți ar sări în sus pentru ce să plătească această taxă pentru curățirea lacului, care s-au făcut de societățile din zonă și anul trecut super curățire, nu a existat un bidon, un pet. Acum, în primăvară, este din nou plin. Eu v-aș mai întreba ceva. Acum, știți, sunteți pescar și eu nu. Însă, mergând pe malul lacului și văd un pescar care pescuiește și este înconjurat de peturi, sunt convinsă că acel om ar fi poate dispus să dea, să plătească pentru a avea un loc curat unde să își poată practica hobby-ul, pentru că până la urmă a pescui este un hobby. Da, aveți dreptate, dar ce vă explicam... Ar fi dispus să plătească, imediat, bineînțeles. Imediat după acea curățire, acea igienizare, ar veni din nou alte peturi. Și ar însemna o și muncă... Atunci... Ar însemna că acel pescar, practic, plătește ceva inutil. Domnul Cristi, mă lupt cu dumneavoastră, acum am cuvinte. Atunci ce să facem? Să lăsăm aceste peturi să ne invadeze? Nu e vina dumneavoastră, eu vă spun ca aspect. Sunt programe, sunt bani investiți de la agențiile de mediu pentru aceste igienizări. Nu zicem că nu sunt necesare, sunt necesare, până la urmă tot trebuie să le facă cineva. Chiar mai fac pescare, fiecare pescar la locul de pescuit, cei care sunt cu adevărat pescari stau peste noapte, chiar folosesc pentru foc aceste peturi și igienizează ei zona lor de fiecare dată. Am mai încercat noi igienizarea și am mai încercat un pic cu coșuri, cu pungi, am mai dat la pescari, s-au mai strâns, le-au mai colectat cei din zona respectivă, există o societate care colectează aceste peturi, s-au făcut cât de cât, dar gândiți-vă, și la un pensionar, și majoritatea pescarilor sunt pensionari, în momentul când îi ridice o cotizație, o taxă suplimentară, practic, că acea taxă este pentru pescuit, nu pentru peturile respective. De acord cu dumneavoastră. Nu, eu am spus-o la nivel de investiție, pentru că a spus că acolo nu se poate investi și nu se poate face nu știu ce. Și... Nu am spus că nu se poate. Nu se poate face din punct de vedere a reliefului. Al pisciculturii investiție. Da? Pentru că la urma urmei pescarul spune, da, dau suma respectivă, da? Dar să fie investite pentru piscicultură. Da, am înțeles. Mai îmi spuneați înainte de emisiune ceva de o nemulțumire a dumneavoastră vis-a-vis de această publicație.
mi-aduc aminte, cu un branconaj, ceva prins, așa, spuneți. Da, în mai multe publicații, nu numai atunci, au fost un pic mascat publicația, anunțul. Exemplu, a fost un caz anul trecut, când a fost găsit o anumită persoană poreclit piratul, în zona de pescuit, în zona lacului Bicaz, în care publicația respectivă nu dădea exact numele asociației care a fost găsit. De fapt, a fost găsit de asociația Bradu, de membrii asociației Bradu, împreună cu organele de poliție. Din publicația respectivă nu reieșea așa ceva, reieșea cu totul altceva, altă asociație. Deci altă asociație, am înțeles. Practic, acum, ca să concluzionăm, ce ați vrut dumneavoastră să specificați vis-a-vis de nemulțumirea vis-a-vis de această publicație? Puțin mascat în această publicație reiese faptul că toate aceste taxe suplimentare, dacă vor fi suportate, vor fi din cauza asociației Bradu, lucru care este total greșit, total invers. Am luptat dimpotrivă pentru diminuarea acestor taxe, practic, dacă s-ar putea să nu existe, nu fac parte din protocol lacurile respective, nu s-au făcut investiții pentru ele, deci ar fi păcat ca cineva să plătească în plus și plătesc toți cei care îs cu bani mai puțin, mă refer în general pensionari. Așa, și pentru că veni vorba de plată, ne cerem scuze, stimați telespectatori, o mică pauză de publicitate, că trebuie să trăim și noi.